Suntem în legătură directă cu doamna Renate Weber. Domnia sa este avocat al poporului Sărut. Bună, doamnă! Bună seara! Înțeleg că a cerut Ministrului Sănătății în repetate rânduri redeschiderea spitalului. Ce răspuns ați primit? Noi am cerut redeschiderea spitalelor în general, nu doar a unui spital anume, pentru că din toate datele care ne veneau nouă din teritoriu, rezulta foarte clar că situația era dramatică peste tot. Și pot să vă dau doar două exemple, ca să nu vă rețin prea mult. Pe 10 aprilie i-am trimis prima solicitare domnului ministru, plecând de la ordinele acelea care au fost date și care vorbeau doar de urgențe, și l-am rugat să revină asupra ordinului respectiv în condițiile în care există incertitudine cu privire la noțiunea de ce este urgent și ce nu este urgent sau reprogramabil, să permită managerilor și șefilor de secție și celor care efectuează gărzi în spitale să nu refuze a oferi tratament pacienților care vin pe motiv că nu există confirmarea sau infirmarea că sunt pozitiv sau negativ, și să se asigure, bineînțeles, că toate unitățile sanitare au dotarea necesară pentru protecția personalului medical. Am revenit la finalul lunii mai, pe 29 mai, cu o altă adresă, iar pe 5 iunie, văzând că nu se întâmplă nimic, am emis chiar o recomandare, pentru că acesta este maximum ce instituția noastră poate să facă, și l-am rugat pe Ministrul Sănătății să ia măsuri de natură a împiedica pe viitor situații ca acelea care fuseseră și în care oamenii efectiv n-au primit asistență, unii și-au pierdut și viața, și să emită în regim de urgență o circulară către toate spitalele de suport COVID ca să reia internările și intervențiile chirurgicale programate ca și activitatea în ambulatori. Din păcate, am primit un răspuns în linii foarte vagi din partea, nu a domnului tătarul personal, ci din partea unui secretar de stat, dar care nu lămurește lucrurile, și din păcate situația a rămas aceeași. Adică, în continuare, oamenii nu au fost primiți în spitale. Vă spun că avem la noi petiție din care rezultă foarte clar că spitale, mai ales în orașele mici sau în județele mai puțin numeroase, există câte un spital care este cel mai important. Acela a fost transformat în spital COVID, erau 3 asimptomatici sau 4 asimptomatici și în rest bolnavii erau mutați în alte județe ca să primească o asistență medicală cât de cât corespunzătoare. Vreau să vă spun că de la început nu ne-am ferit de cuvinte mari. Din acea adresă din aprilie i-am spus că riscăm ca la finalul acestei lupte cu coronavirusul să avem mai multe persoane decedate de alte maladii decât cele produse de acest virus. Din păcate însă situația a rămas tot așa. Să știți că sunt în legătură cu mai mulți medici care îmi spun în fiecare zi aproape se plâng de faptul că nu își fac, nu numai că nu își fac profesia, dar nu fac ceea ce trebuie să facă, să acorde asistență bolnavilor de câteva luni de zile, și chiar cred că lucrul ăsta trebuie totuși să se schimbe, pentru că vorbim de un drept fundamental, dreptul la sănătate și dreptul de a primi servicii medicale din sistemul public, așa spune Constituția României. Doamna Weber, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Așadar, doamnelor și